Bună ziua, domnul doctor Capra Andrei. Acum că aveți laserul Light Touch deja de mai bine de un an, care este feedback-ul pe care ne-l puteți oferi? Țin să spun că m-am laudat toți prietenii și toți colegii mei de stomatologi că mi-am luat acest laser. Deci mi-a ușurat munca cu mult. Mi-a și viața implicit. Adică eu, în special, fiind că eu fac mai mult protetică, îl folosesc la ablații de fațete, da? Sau, mă rog, pe piese protetice din Emax și implicit îl folosesc și la gingivectomie. Pentru că are foarte multe programe, adică nu știu dacă sunt foarte mulți familiarizați cu laserul, dar credem, adică ar trebui să mă creadă pe mine când le zic că, bă, frate, este cea mai bună investiție. În clinică eu aș vrea să mai achiziționez unul, pentru că ceilalți colegi la celelalte specializări la chirurgie au început să-l folosească foarte mult, cel puțin pentru decontaminarea implantelor și așa mai departe, în scop paro și endo. Deci, practic, toate specializările de... toate specializările din clinică îl folosesc. Ca să nu irosim cuvintele, mie laserul Light Touch mi-a ușurat viața cu mult. Și îl recomand cu mare încredere la toată lumea. Mai ales că până acum, și îl folosesc de zi, nu am avut probleme cu el absolut deloc.